Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Față în Față. De această dată suntem față în față cu Dumitru Marta, comisar șef adjunct al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Brăila. Bună ziua, bine ați venit în studioul Mega TV. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Aș vrea să începem discuția de astăzi, în primul rând, vorbind despre comisariat. Ce este Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor și ce ar trebui să știm noi despre această instituție? Practic, domeniul de activitate. Ca să nu mai avem discuții, știți, anterior vorbeam, oamenii chiar se întâmplă să nu știe exact cu ce se ocupă această instituție și vin la dumneavoastră și vă solicită ajutorul și nu pot fi ajutați. În general, deci noi suntem în subordinea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Trebuie stabilind de la bun început că protecția consumatorilor nu înseamnă numai Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, ci sunt o mulțime de alte organisme care au domeniul de aplicare a protecției consumatorilor. Nu se numesc așa. Spre exemplu, Direcția Sanitar-Veterinară și Siguranță Alimentară. Direcția de Sănătate Publică. Mediul, prin cele două organisme pe care le au, pentru că al șaselea drept fundamental, spre exemplu, al consumatorului, este dreptul la un mediu sănătos. Și de asemenea sunt o mulțime de alte organisme care fiecare pe domeniul de activitate intervin și soluționează anumite, cercetează anumite reclamații și petiții ale consumatorilor. Spre exemplu, dacă este vorba de un act medical, automat se merge la Colegiul Medicilor, dacă este vorba de o problemă în domeniul farmaceutic, există Colegiul Farmaciștilor, dacă discutăm de asigurări, aici deja intră Comisia Națională de Supraveghere a Asigurărilor, dacă discutăm de semnal TV și așa mai departe, există Inspectoratul General pentru Comunicații, există o mulțime de organisme care concură la protecția consumatorilor, fiecare pe domeniul său. Noi, în general, ne ocupăm de relația comercială între operatorii economici și consumatori pe domeniul informării și respectării drepturilor, inclusiv în contracte. Spre exemplu, nu ne ocupăm, ca să dau un exemplu foarte clar, de condițiile igienico-sanitare la produsele alimentare și la prestările de alimentație publică, în acest domeniu având competențe Direcția Sanitar-Veterinară, Siguranță Alimentară și Direcția de Sănătate Publică. Spre exemplu, că am avut și asemenea reclamații. În general, orice reclamație, în schimb, sau când vine cineva la noi să facă o reclamație, o sesizare, îl informăm unde se poate duce, pentru că, în conformitate cu legea, indiferent de reclamație, noi trebuie să o înregistrăm, dar trebuie să o trimitem către organul competent pentru a scurta, pentru că există niște termene și de fiecare să, pentru a fi în întâmpinarea consumatorului, de regulă îi învățăm. Cine nu vrea, o înregistrează la noi și noi o trimitem acolo unde trebuie. Acest lucru este valabil chiar la nivel de autoritate națională. Spre exemplu, sunt operatori economici care nu aparțin județului nostru și noi avem domeniul de competență numai pe raza județului Brăila. Dacă există o reclamație referitor la un operator economic din alt județ, redirecționăm către Comisariatul Județean din județul respectiv sau consumatorii pot face online reclamațiile direct pe comisariatul respectiv pentru a scurta timpul, pentru că, repet, există niște formalități care sunt obligatorii prin lege. Acesta este domeniul de aplicabilitate al protecției consumatorilor la modul generic spus, bineînțeles. Aș vrea să ne spuneți, practic, pornind de la definiția consumatorului, ce anume ne cataloghează ca fiind consumatori și cam ce trebuie să facem în momentul în care avem o nemulțumire legată de un produs sau un serviciu. E foarte bine că m-ați întrebat acest lucru, pentru că și anumiți operatori economici consideră că sunt consumatori în acceptul legii. Nu, în acceptul legii de protecția consumatorilor, toate legile care sunt aplicabile de către autorității naționale pentru protecția consumatorilor spune clar că un consumator este o persoană fizică sau grup de persoane fizice organizate în asociații, și aici se referă de regulă la asociațiile de proprietari, care cumpără, dobândesc, utilizează ori consumă produse în afara activității, subliniez, în afara activităților profesionale, industriale, comerciale, artizanale, ori liberale. Deci tot ceea ce concură la câștigarea existenței, ca să spun așa, nu intră în domeniul nostru de competență, existând posibilități prin juriști, prin instanțele judecătorești, să rezolve amiabil sau, mă rog, în instanță litigiile respective. Numai cei care cumpără în folos propriu aceste chestiuni. Dacă discutăm de operatorii economici, și ei cumpără în folos propriu anume, dar nu intră în sfera noastră de competență. E foarte important acest lucru, pentru că de multe ori, dau un exemplu simplu, își cumpără cineva un tractor ca să facă agricultură și zice, dar e pentru mine, e cumpărat de dumneavoastră, dar este pentru o activitate
liberală, da? Exact. Și nu putem să intervenim în asemenea situații pentru că nu permite practic legea. Întorcându-ne acum la faptul că suntem consumatori și atunci când avem o problemă, apelăm de cele mai multe ori la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor. Ce trebuie să știm atunci când vrem să facem o reclamație? Pentru că am mai discutat cu dumneavoastră și cu ocazia altor întâlniri exact acest subiect. Și ce trebuie să avem concret la noi? Și aceasta este o întrebare bună și este la obiect și mă bucur că începem cu începutul. Pentru o reclamație, în primul rând, un consumator trebuie să aibă dovezile legale. Deci dacă au cumpărat de undeva un produs sau li s-a prestat un serviciu, trebuie să existe un bon fiscal, o chitanță fiscală, o factură sau un contract, dacă e vorba de prestări servicii, în care să fie termenii foarte clari și vin în copie cu el la noi ca să putem să verificăm ceea ce susține consumatorul. În caz contrar, fără documente fiscale, noi putem interveni pentru că nu există dovada. Da, se poate prelua ca și o sesizare, dar nu are finalitate pentru consumatorul în cauză. Și înainte de a veni să facă la noi reclamație, în mod normal trebuie să meargă la operatorul economic și acest lucru este foarte important, să reclame acolo, să spună despre ce este vorba, pentru că se scurtează timpul și de multe ori noi facem consiliere inclusiv pentru operatorii economici, știu despre ce este vorba și vin în întâmpinarea consumatorului și rezolvă situația. Dacă nu se rezolvă situația, fac o reclamație la noi în scris și aici este iar o chestiune care este obligatoriu. Toată lumea dă telefon, domnule, și controlează. Nu. În mod normal, dar în baza, sigur că da, reclamația. Pentru că în condițiile în care un operator economic ne contestă actul nostru de control, de fiecare dată instanța ne cere documentele care au stat la baza întocmirii documentului de control, actele care au stat în xerocopie la documentul de control și noi trebuie să le furnizăm. Ori ne există aceste documente, practic picăm în afara legii. Corect. Deci este foarte important că atunci când cineva are o reclamație de făcut, întâi să se adreseze operatorului economic cu care are o problemă, iar dacă nu se rezolvă, abia atunci să vină la dumneavoastră cu dovada. Fără discuție. Este foarte important. De multe ori ni se spune, domnule, nu mi-a dat bon. Obligația legală este a consumatorului să solicite bonul pentru produsul care l-a cumpărat sau pentru serviciul care i s-a prestat, pentru că și nici să nu meargă pe anumite înscrisuri de la țineți bonul până la ieșirea din magazin. Nu, orice fel de document fiscal se ține pe perioada de utilizare a produsului respectiv ca să poată face dovada că s-a cumpărat în data de, că nu respectă condițiile legale și nu poate nimeni să bage mâna în buzunarul unui consumator atunci când cumpără un produs, nu vrea să dea bonus, spune foarte bine, nu mai cumpăr de la dumneata, eventual anunță garda financiară care, iată, exact, și dumnealor pot, instituție care, competentă pe această care participă parte. Pe această chestiune pe fiscalitate, să duc și controlează și dacă ăștia nu dau bon fiscal, automat se iau măsurile legale de rigoare de către organele competente. Noi nu avem niciun fel de competență în acest domeniu, e vorba de fiscalitate, e vorba de evaziune fiscală și sunt obligați să dea bon fiscal oricare dintre operatorii economici. Este foarte important acest lucru. Deci nu că nu-mi dă, nu există așa ceva, nimeni nu trebuie să dea un ban din buzunar fără să asigure că a primit un document. Încă un lucru care vreau să-l remarc, să-l precizez, am avut situații în care consumatorii s-au supărat pe operatorii economici, uneori pe serviciurile, abilitate de către producători, s-au dus, au lăsat aparatul, au lăsat toate documentele care le-au avut, certificat de garanție, carte tehnică, factură fiscală dacă ar fost bon și așa mai departe. În aceste situații să nu lase așa ceva, ci să lase numai copii după ele, originalele să le țină ca să poată dovedi, pentru că există riscul și am avut situație în decursul timpului în care nu am primit nimic. De asemenea, când se prea dă în reparații, ca să vorbim pe obiect, un produs, neapărat să se încheie un document prin care să reiasă că serviciul abilitat sau magazinul, în cazul în care se trimite în alte serviciuri din alte zone ale țării, a preluat produsul și că s-au reclamat următoarele defecțiuni. Un fel de proces verbal încheiat între... Nu un fel, chiar proces chiar verbal proces de predare primeriei. E foarte important să nu dea. Dacă, să nu dea produsul. Dacă respectiv operator economic nu vrea, ne anunță pe noi și noi îl obligăm, pentru că este normal că orice fel de predare primirea unui... Exact. Să există un document. Să există un document, fără discuție. Și nu ultimul rând, și poate cel mai important lucru, în momentul preluării din reparație a unui produs de folosință îndelungată, să-l preia cu probă. Nu există niciun fel de scuză, știți că, n-avem, că n-avem nu avem internet, că n-avem, nu avem, nu trebuie să preia acasă, cu probă, exact. Pentru că de multe ori iau să duc acasă și îți dă seama că de fapt acel produs funcționează. Nu funcționează. Sigur că da. Și atunci să nu-l preia, solicită repararea și dacă operatorul nu vrea, de asemenea face reclamații la noi cu documentele de rigoare.
În general, atunci când vine vorba de reclamații, care este termenul legal în care cel care a făcut o reclamație primește răspuns? Termenul legal e de 30 de zile, în mod excepțional, când există situații pe piață, la solicitarea comisarului care cercetează reclamația, se prelungește cu aprobarea șefului ierarhic superior încă 15 zile în situații justificate. Lipsa elementelor cercetării, nu găsește operatorul economic respectiv. Uneori se întâmplă să existe o cantitate mare de reclamații și o cantitate mare de tematici și nu există timpul necesar pentru sau necesită un timp mai îndelungat pentru verificare și atunci, în mod excepțional, cu 15 zile se prelungește cercetarea petiției, situație în care consumatorul este anunțat. În general, atunci când, aș vrea să vă mai pun o întrebare legată de reclamații, atunci când vine vorba de aceste reclamații pe care le poate face un consumator vis-a-vis de un produs sau un serviciu, se ajunge de multe ori la o înțelegere atunci când intervine protecția consumatorului? Deci depinde ce se întâmplă. Noi, am spus, consiliem și operatorii economici, consiliem și consumatorii de fiecare dată. Este preferabil ca pe o piață să existe un parteneriat între cele două părți, pentru că niciodată nu se poate să ai atât de mulți comisari încât să intervii pentru fiecare consumator și fiecare operator economic. Sunt milioane de operațiuni de acest gen pe piață. În condițiile astea, în general, când se intervine pe așa ceva și apare o situație de rezolvare amiabilă, și am avut situații în care se rezolvă înainte de a ajunge noi acolo, sau chiar la momentul respectiv, spune, da, de acord cu treaba asta, sunt de acord să, știu eu, dau următorul lucru sau să fac această chestiune, este amiabilă și acest lucru, cu acceptul consumatorului. E evident că totul în cadrul legal. Da? Exact. Adică, sunt cereri de multe ori în reclamații care exced legii. Nu putem să solicităm unui operator economic decât ceea ce prevede legea. Și exact ceea ce prevede legea și ceea ce se poate acorda în cadrul legal. Există o mare discuție pe produsele de folosință îndelungată și e bine să știe lumea acest lucru. Există o lege europeană, care este o lege totuși mai generală decât fosta lege românească, să zic așa. Nu mai există prevederi de genul în prima jumătate a perioadei de garanție la 3 defecte repetate se înlocuiește produsul sau se restituie contravaloarea și mai era o prevedere în care spunea că dacă în toată perioada de garanție produsul staționează 10% din timp în reparație se înlocuiește, această chestie nu mai este. Este prevăzut, a fost prevăzut inițial un singur lucru, că se va remedia defecțiunea într-un termen rezonabil la înțelegere între consumator și operatorii economic, este evident că un consumator voia pe loc, operatorul economic, și exagerez intenționat, ar fi peste un an de zile, motiv pentru care noi am reușit să modificăm la 15 zile perioada de reparații, asta ne presupunând că dacă se depășesc cele 15 zile e și obligatoriu înlocuirea, pentru că legea prevede în mod expres că în situația în care apare o reparație care este nerezonabilă din punct de vedere economic, adică reparația costă foarte puțin, în raport cu valoarea produsului, normal că se face reparația chiar dacă se depășește limba. Este sancționat operatorul economic pentru nerespectare, dar există situații în care, spre exemplu, sunt piese care sunt aduse din altă parte, se mai întâmplă și așa exact, ceva. Iar durata depășește 15 zile și în cazul ăsta este sancționat pentru abate, dar nu se poate, din punct de vedere legal, să-i dispun înlocuirea în mod expres, pentru că e nerezonabilă, nerezonabilă și normal că se câștigă în instanță, nu putem exagera. În general, n-am avut foarte multe asemenea situații în care să nu rezolve problemele. De asemenea, e foarte important, dacă tot discutăm de această lege, că în momentul în care se dispune să dă o negație, numai atunci se înlocuiește produs, când se dă negație de la serviciu abilitat, când se dă o negație, se înlocuiește cu un produs cu caracteristici, subliniez, identice. Am avut situații în care operatorul voia să-i dea un produs asemănător. Caracteristici similare, spune, da? Dacă un consumator acceptă, este în regulă, că este dorința dumnealui să ia sau să nu ia un produs cu caracteristici asemănătoare, atunci în condițiile astea trebuie să știe lumea că poate să reclame la noi numai cu caracteristici identice. Prevede în mod expres legea acest lucru. De asemenea, de multe ori și în multe situații se pune problema, domnule, vânzătorul este de vină. Vreau să clarific în mod special acest lucru, tocmai pentru că această lege nu are norme de aplicare și nu are o anexă referitor. Noi am discutat cu autoritatea, sper să scoată aceste norme și
anexa cu produsele la care se aplică legea 449, în momentul în care un consumator se duce într-un magazin și intenționat, încep tot cu începutul și aici, și ia un produs oarecare de folosință îndelungată și există etichetă cu caracteristicile impuse de lege, afișate, există carte tehnică în limba română și subliniez în limba română, există certificat de garanție, există și o declarație de conformitate. În acel certificat de garanție spune cine este serviciul abilitat de producător să facă reparația. Nimeni în afară de acel serviciu nu are voie să facă, pentru că se pierde garanția în mod explicit. Garanția este obligatorie din punct de vedere legal pentru ofertant. Ori ofertantul este chiar producătorul. De altfel, legea noastră de bază, Ordonanța 21, prevede la unul dintre articole, la 7A, între obligațiile producătorului, să asigure serviciu, garanție și piesele necesare, atât pe perioada garanției, a postgaranției, cât și, atenție, pe o perioadă egală cu durata medie de utilizare atunci când s-a fabricat ultimul produs. Dacă astăzi se termină de fabricat nu știu care produs, nu știu care tip, cât a avut durata medie de utilizare? 2, 5, 6 ani, 10 ani, este obligat să asigure piesele de schimb și în postgaranție. Deci obligația este a producătorului, toată lumea face interpretări și trimite la vânzător. Vânzătorul, din contră, nu are cum să respecte anumite probleme de conformitate, cu atât mai mult cu cât acea declarație de conformitate este dată pe semnătură de reprezentantul legal, președinte, director general al firmei care produce, și el trebuie să respecte legislația europeană și implicit cea românească referitor la o mulțime de aspecte, știu, electrosecuritate, nivel de zgomot, compatibilitate electromagnetică dacă vorbim de telefoane, registrul auto român, norme și registrul naval, acolo unde este cazul, sunt organisme care sunt chiar superioare instanții din punct de vedere al normei, pentru că ei sunt abilitați să stabilească aceste norme. Ori producătorul trebuie să respecte aceste norme din stadiul de proiectare, execuție, prototip, fabricație și lansare pe piață. El este ofertantul, el dă declarația de conformitate și conformitatea nu este a vânzătorului. În general, conformitatea, și se trece la vânzător, apare atunci când nu există certificat de garanție și când nu există garanție și atunci se intră noțiunea de conformitate, așa cum este definită în legea 449 și ne îndreptăm împotriva vânzătorului. Este foarte important de știut, pentru că de multe ori lumea trebuie neapărat să te duci lumea nu înțelege și se adresează vânzătorului. Da. Da. Bun, există vânzători care preiau și trimit în serviciu, că n-au serviciu abilitat aici. Atunci este obligatoriu și atunci să fie foarte atenți consumatori la ceea ce întocmești, ceea ce pun la dispoziție vânzătorul pentru trimitere în serviciu abilitat. Și tot așa, actele să fie copii și nu originale. În afară de certificatul de garanție, dar să prevede, s-a predat certificatul de garanție original, pentru că în certificatul de garanție trebuie să facă înscris data la care a fost primit, ce operații nu s-au făcut, a durat și așa mai departe, da? Aș vrea să le vorbim puțin telespectatorilor noștri și despre cumpărăturile online, pentru că este o febră. Acum toată lumea își comandă de pe internet, de pe diverse site-uri, tot felul de produse sau chiar achiziționează servicii. Au fost astfel de reclamații? Ce trebuie să știm atunci când cumpărăm un produs sau un serviciu? Deci, cumpărăturile online sunt puțin speciale, ca să spun așa, și le recomand tuturor să uite întâi că acea societate există. Dacă acea societate există, are inclusiv posibilitatea de a vedea unde reclamă la Autoritatea Națională pe acel telinfocons care discutăm de fiecare dată. Să nu cumpere niciodată de ocazie, ca să spun așa, pentru că noi nu putem să intervenim. Societatea trebuie să fie bine definită, bine localizată, cu o mulțime de date de identificare, oricine intră știe cine este, cu ce se ocupă. Ați văzut că în fiecare site spune despre noi, cine sunt, unde au sediu social, unde au reprezentanțe și așa mai departe. De asemenea, e foarte bine că ați întrebat acest lucru. A apărut pe televiziuni, pe mass media în general, o reclamă, o perioadă timp care apărea cineva, spune, eu sunt cetățean european, mie trebuie să-mi schimb produsul. Da, în această situație este vorba de un contract la distanță, da? Inclusiv celebrul teleshopping, ca să spun așa, da. Și legea prevede în mod expres, în termen de 10 zile, să înlocuiască produsul fără niciun fel de explicație. Recomand ca în situațiile astea să nu trimită consumatorul înapoi, așa cum prevede, de altfel și contractul, produsul cu plata ramburs. Pentru că acel operator economic are un termen stabilit de lege să-i trimită banii consumatorului și atunci noi intervenim în situația asta când el nu respectă termenul, în primul rând, și în al doilea rând este obligația operatorului economic să verifice produsul că este în stare bună și cu o uzură normală pentru perioada pe care consumatorul a utilizat produsul respectiv. Deci nu trebuie niciun fel de explicație, este singura, pentru singurele contracte la distanță,
sunt o mulțime de, că există și altfel de contracte, nu numai neapărat online, care se poate înlocui produsul fără niciun fel de explicații din partea consumatorilor. Mai există o situație și e bine să știe lumea, este vorba de contractele în afara spațiilor comerciale, există o mulțime de asemenea contracte în care se duc, le fac ofertă, la fel are termen în care în mod rezonabil pot trimite înapoi fără niciun fel de explicații produsul respectiv, dar repet, atenție la modul în care trimite, pentru că trebuie să respecte termenul legal și în al doilea rând să nu strice produsul, evident, și în al doilea rând să nu ceară chestii de acest gen, domnule, să-mi dea banii înapoi imediat ce primește, pentru că de asemenea are o perioadă rezonabilă de timp în care trebuie să restituie contravaloarea. Aș vrea să vorbim puțin și despre telefonia mobilă, pentru că și aici putem achiziționa telefoane mobile chiar și de pe internet, legea este permisivă, nu se întâmplă absolut nimic, dar revenim la contracte, pentru că vorbeam în cadrul unei conferințe de presă cu dumneavoastră că au existat ceva probleme în ceea ce privește serviciile și au existat și reclamații. Există permanent acest lucru, deci pe toți operatorii... Unde sunt problemele aici? Problemele în general apar la faptul că un contract de telefonie mobilă, odată încheiat, se poate întâmpla ca un consumator să primească un telefon din partea operatorului în care spune, vă facem o ofertă mult mai favorabilă și începe să-i dea diverse caracteristici. Aceste convorbiri sunt înregistrate și constituie temei legal în conformitate cu... Cred că, din câte știu eu, suntem și atenționați. Acest mesaj va fi înregistrat. Dacă vă dați acceptul, va fi păstrat. Și avem situație de genul în care are telefonul mobil, să zicem, o persoană care are anumite probleme din punct de vedere al sănătății sau este foarte în vârstă și nu știe despre ce este vorba, spune da și vine un contract în care, spre exemplu, dacă se... vrea să rezilieze contractul consumatorul mai devreme, de trebuie să plătească o anumită sumă. Singura chestiune pe care a făcut să o facă Autoritatea Națională a fost să solicite o legislație în care se spune că aceste daune, se plătesc proporțional cu perioada de folosire, de desfășurare a contractului. De regulă, contractele pe telefonie durează până la 2 ani de zile. Atenție mare că de regulă rezilierea contractului, fie că este vorba de final, fie că e vorba într-o perioadă mai scurtă decât încheierea inițială, presupune un termen de 30 de zile înainte în care consumatorul să solicite rezilierea contractului. Automat că vorbim și de telefonie și de cablu și de toate celelalte, trebuie să plătească luna pentru care s-a discutat și în condițiile prevăzute de reziliere din contract. Trebuie să citească cu mare atenție contractele pentru că sunt o mulțime de... și e valabil pentru orice prestare de serviciu, numai asta. Dar ceea ce vreau să atrag eu atenția la telefonie este că, în afară de aceste lucruri pe care noi le soluționăm, nu în mod direct, deci avem anumiți operatori la care putem interveni. Noi, o parte dintre reclamații sunt reprezentanți zonali, spre exemplu la Bacău, la Focșani sau București, pentru diversi operatori de telefonie. Ceea ce este mai important, atenție la ceea ce se primește, mă refer în primul la mesaje pe telefonie, pentru că și astăzi am avut o situație de acest gen, în care cineva deschide un mesaj, acceptă că îi se trimite sau că face parte din... Sunt o mulțime de afirmații și pe baza acelui accept primesc, le se ia, de câte ori le se dă un mesaj, le se ia o cantitate mică de bani care pare derizorie, dar care se adună la un moment dat la suficient de mulți, că în euro sunt de regulă. În general, în această situație, să contacteze operatorul de telefonie, să solicite, să anuleze acest lucru, nu mai dorește așa ceva. Eu am recomandat de fiecare dată să fie și înscris și pe relații clienți, pentru că aveți unul care a pățit cu așa ceva fără să vrea deschis. N-am apăsat pe nimic și m-am trezit cu plată și a trebuit să intervin să spunem nu vreau așa ceva. Nu că am intervenit eu că sunt la OPC, oricine are acest drept să beneficieze sau nu, atât cât vrea de un serviciu pe care l-a acceptat la un moment dat. Este foarte important acest lucru. De asemenea, să nu dea, sunt o mulțime de situații, că noi discutăm de operatori de telefonie, dar sunt o mulțime de alți pirați care intră pe telefoane directe și le cere să facă diverse mesaje, coduri de reîncărcare. Noi suntem reprezentantul cazului. Să nu accepte niciodată o asemenea ofertă. Absolut niciodată să nu accepte o asemenea ofertă. Și să anunțe și poliția, de ce nu? Pentru că la această chestiune ține de poliție, într-adevăr, pentru că este vorba de... Chiar au fost cazuri și săptămâna aceasta. Da. Sunt o mulțime de capcane și lumea trebuie să fie foarte atentă, tocmai din acest motiv, că se înregistrează acele convorbiri, se anunță. Atenție și din partea asiguratorilor apar aceste chestiuni, apar de multe ori din partea unor bănci, asemenea afirmații, atenție mare la telefon, la ceea ce se afirmă la telefon. De regulă este bine, eu așa aș face și așa fac de fiecare, nu, mulțumesc. Și cu asta s-a terminat toată discuția. Exact. Pentru că pot avea o mulțime de surprize în care noi nu putem intra, nu avem acces la consolele
Și operatorul cred că este și mult mai bine o astfel de discuție să aibă loc direct la operatorul respectiv. Fără discuție, dar există, există e-mail-uri, exact, există posibilități de oferte, e-mail-ul este semnătură electronică, da? Și să pot verifica, poate să citească în voie, să vadă eventuale capcane. Repet, trebuie citit orice fel de contract, de foarte multe ori, cu foarte multe, de câte ori poate, ca să-și dea seama de ceea ce se întâmplă, pentru că în momentul în care un contract este semnat, noi nu putem să rezidiem. Numai în instanță se poate face acest lucru. Iar acest lucru presupune un efort din partea consumatorului, bani cheltuiți, nervi, mult avocat... Timp pierdut, fără discuție. Exact. Eu atrag atenția că suntem la contracte, să atrag atenția și la anumiți operatori bancari, terți de regulă, care fac o mulțime de oferte și care au o steluță și pe publicitatea de televiziune și în alte părți. Exact. Această steluță presupune să vadă condițiile și termenii în care se dau, termeni și condițiile în care se dau credite, spre exemplu, pentru că, să uite, luați-o atât, vă dăm numai cu, nu pot să spun din motive lezne de înțeles, dar în general să nu accepte până nu citesc tot ceea ce este. Pentru că am avut reclamații în care s-a dus, dar mie mi-a zis că și avea o dobândă anuală efectivă de 87%. Deci este efectiv de acum cad în altă competență. Este legal, a fost informat de la început, dar din nefericire oamenii nu citesc toate celelalte. De asemenea, că tot discutăm la aceste capcane, de multe ori anumite magazine. Veniți la noi și cumpărați pentru că primiți și marea majoritate a magazinelor fac de ien ori diferența. Exact. Să citească cu mare atenție termenii și condițiile în care se fac aceste promoții, aceste, mă rog, aceste operațiuni comerciale. Da? Exact. Pentru că vorbeam de exact ce prevede legea. Credeți că legea în acest moment vine în sprijinul consumatorilor? Fără discuție că legea vine în ar trebui cumva modificate anumite paragrafe tocmai pentru a-i proteja mai bine pe oameni de aceste mici capcane? Legea e dreaptă, să spune. Dacă mă întrebați ca funcționar public, vă răspund, da, legea este foarte bună. Dacă mă întrebați ca și consumator, există o mulțime de legi făcute în favoarea marilor companii, da? Nu vă dau decât un singur exemplu, ordonanța 50 referitoare la bănci, care a fost în 2010, în iunie, a intrat în vigoare, am sărit la bănci, am găsit o mulțime de probleme, la care a venit Fondul Monetar și a solicitat că, mă rog, nu intrăm pe celelalte domenii juridice, noi ne ocupăm de protecția consumatorilor, nu ar fi bine, s-a aprobat în Parlament, s-a modificat printr-o lege și s-a aplicat la noile contracte fără modificări dinainte. Deci este evident că la elaborarea unei legi trebuie să participe societatea civilă și patronatele în domeniul respectiv și cu respectarea unor norme. Din nefericire, la noi, consumatorii sunt foarte puțin organizați în acest domeniu, nu vin să-și pună punctul de vedere și avem ien situații de acest gen, nu vin să-și impună punctul de vedere și normal că noi putem să lucrăm efectiv în limitele legii. Dacă mă întrebați, eu am spus de multe ori și în altă parte, sunt o mulțime de chestiuni care sunt legale, dar nu par suficient de firești. Da? Am spus de produse care au data limită de consum peste 2 ani de zile. Exact. Este evident că aceste produse au în ele anumite substanțe, celebrele E-uri, între ghilimele, pe toate sunt clasificate, care dau posibilitatea ca termen de valabilitate, mă scuzați, data limită de consum, că e foarte importantă denumirea, să ducă peste 2 ani de zile. Întrebarea firească, este normal să dureze un produs atât timp? Dacă mă întrebați ca cetățean, nu. Ca și funcționar public, vă spun da, atâta vreme cât legea permite, este exact, permis. Este legal, întrebarea firească este cine modifică legea. Indiferent ce propuneri facem, noi ne lovim de anumite prevederi legale europene, de niște norme, dar dacă societatea civilă este organizată și solicită Parlamentului în mod vehement acest lucru, cu un număr de semnături, știți dumneavoastră cum se procedează, este evident că se va modifica legea în favoarea consumatorului. Atât adică ei nu participă la așa ceva, este foarte greu să poți să faci aceste modificări. Și sunt multe exemple, eu v-am dat exemple dumneavoastră și cu gazele, la un moment dat, când mie mi se pare că sunt, valorile sunt prea mari, se mai și liberalizează o parte dintre ele, societatea civilă trebuie să-și pună punctul de vedere. Noi am putut să modificăm contractul la gaze, să modificăm o parte dintre ele, știți că înainte se plătea undeva și conta când ajung banii în contul furnizorului de gaze. Acum contează când se plătește sau se opreau gazele pentru neplată la unul. L-am dus la 45 de zile, care este legal. Totul în limita legilor existente. Societatea civilă, am spus-o de fiecare, trebuie să organizeze, societatea civilă trebuie să funcționeze în coordonarea autorității naționale, respectiv comisariatelor județene, pentru că există niște norme europene și de aceea se impune acest lucru, să nu apară reclame de genul sunt cetățean european și lumea să înțeleagă că la orice fel produs cumpărat, în orice fel de situație,
Deci acolo era o dezinformare. Sigur că da, există și obligații și drepturi. Obligații, v-am spus, cea mai importantă, trebuie să iei bonul. Da? Și atunci aceste legi se pot modifica în principal la cererea societății civile. Normal, nicio lege. Toate legile drepte sunt până la aplicare. Dar, din păcate, exact ce discutam și cu altă ocazie, societatea civilă la noi nu există, nu avem organizații care să se ocupe de așa. Noi suntem dispuși, am spus, consiliem și operatorii economici, consiliem și consumatorii, pentru că fără a face un parteneriat este evident că o să alergăm de colo-colo fără să avem un rezultat complet. Eu am solicitat, știți foarte bine, și în ședințele Consiliului Prefectural, exact, de fiecare dată, dacă vor anumiți primari, noi venim de fiecare dată, noi, cei puțini care suntem, pentru că suntem foarte puțini, exact, am informat acest lucru, mă voi duce, voi face consilieri la consumatori, voi face consilieri inclusiv la operatorii economici, pentru că și operatorii economici mici nu au de să cunoască toate legile și ale noastre, cele tuturor, și eu sunt dispus să învăț să vină... Să prevină decât să fie sigur, sancționat. Da. Legea e preventivă în definiție, păi, da? Sigur. Una este să fie un lucru intenționat, una este să o faci din neștiință. Bine, sunt acum abateri grave și abateri mai puțin grave. Acolo este dreptul comisarului să evalueze în conformitate cu legea cât de gravă este abaterea și dacă trebuie sancționată și cu cât trebuie sancționată. Dar este bine ca lumea să învețe și ca să învețe trebuie să întrebe. Nu se poate nimic cu sila. Este foarte importantă această societate civilă și dacă îmi permiteți și dacă este timpul necesar, vreau să vă spun că toată lumea vine la noi și spune, o, în România, nu. În România este chiar mai protejat decât în afară. Dacă discutăm de țările, știu eu, țările de jos, acolo orice fel de reclamație se face cu plată și în momentul în care consumatorul are dreptate, îi se restituie contravaloare și eventualele despăgubiri, dacă nu pierde banul, și judecarea, între ghilimele, se face într-o organizație care este pe lângă societatea, mă rog, conducerea administrativă locală, cum e la noi Consiliul Local, pe lângă Consiliul Local, din acea organ judecătoresc, deliberativ, să-i spun așa, fac parte inclusiv patronate și organizații neguvernamentale de consumatori, inclusiv administrația, da? Pentru că acolo au dreptul să ia măsură patronatele cu operatorii economici, dar există pe lângă ei un corp de experți care stabilește ce se întâmplă. Da? În alte părți, ca în Marea Britanie, spre exemplu, nici nu se dau sancțiuni din partea organului guvernamental, ci se dă direct instanței de judecat. Eu am mai spus cu alte ocazii, dau un exemplu foarte simplu. A apărut un produs cosmetic pe piața britanică, care nu era conform, da? Era făcut undeva pe vapor sau undeva în Orientul apropiat și avea profituri uriașe comerciantul respectiv. Au intervenit cei care se ocupau cu protecția consumatorilor, au constatat, au înaintat instanței de judecată. Instanța de judecată a stabilit o amendă de 500 de lire sterline, care era derizorie vis-a-vis de profit. Ăsta a continuat operatorul să vândă, au intervenit a doua oară și atenție, când a dat-o instanție, instanța a dat o sancțiune de 800 de lire sterline și supunea oprobiului public. Deci în momentul în care se spunea SC cutare, a făcut cutare, în momentul ăla nu mai intra nimeni în magazinul cu pricina și era ca și falimentar. Deci sunt aspecte diferite. Sunt modele diferite pe care am putea discuție și noi să le importăm și de ce nu să le adaptăm legilor noastre. Dar și acolo societatea civilă lucrează și eu intervin la chestiunea asta. Bineînțeles că eu nu fac treaba oricum. Era mult mai bine pentru consumator să existe așa ceva, să și putem lucra și împreună. Și există și parteneriat între dumneavoastră, fără societatea discuție civilă și autoritățile locale, fără discuție, ceea ce ar fi însemnat un plus pentru consumator. Ați văzut și în diverse filme, când apare undeva la un operator economic, nu știu, dau un exemplu banal, de covriș care a crescut cu câțiva bănuți, să spunem în românește, covrigii, dar nu a făcut niciun nimic. Apare cineva cu o plancardă și spune, e treaba dumneavoastră, puteți să intrați să luați, dar vedeți că ăsta a luat mai mult. Mai găsiți și acolo, e alegerea dumneavoastră. E alegerea dumneavoastră. Informează cine? Societatea civilă, pentru că este evident că nu există atât de multe organisme guvernamentale care să poată să depisteze pe piață asemenea lucruri. La fel se întâmplă și cu promoțiile și dacă va fi timp vom discuta și despre acest lucru. Aș vrea să spuneți dacă există în România un astfel de organism, parteneriat eventual între societatea civilă și autoritățile locale sau protecția consumatorilor. Există un astfel de model în România? Păi nu, există asociații neguvernamentale, deci de protecția consumatorilor. În alte zone, nu în Brăila, există, ați și văzut, v-am spus, acea reclamă referitor sunt cetățeanul european, am drepturi, au apărut discuții la nivel de autoritate și asociația, federația respectivă, pentru că nu era legal și trebuia să
Era o dezinformare și trebuia exact. Să intervină autoritatea pentru că se crea ideea că nu vrea autoritatea să facă, de fapt, legal. Nu era legal și ați văzut că a dispărut după. Există în București, există 2 sau 3, dacă nu greșesc, e și în Craiova, există și în Focșani, ca să dau exemplu, în Brăila nu mai există nimic. Credeți că o să apucăm vremurile în care vom avea și noi așa ceva? Trebuie să ia cineva o atitudine? E o întrebare, nu pot să răspund eu, pentru că nu eu iau atitudine, iau atitudine în limita competențelor. Dacă mă întrebați pe mine, ar fi firesc să apară așa ceva, pentru că nu poți niciodată să stăpânești o piață câțiva oameni. Stăpânul adevărat al pieței este consumatorul, ceea ce consumatorul, cea mai mare parte nu înțeleg. Adică protecția consumatorului a apărut cândva în Statele Unite, nu mai facem toată istoria, cert este de ce? Pentru că este ultimul segment al pieței. Se poate ceva fără consumator? Nu. Pentru că nu se vinde produsul respectiv. Dacă eu sunt definitoriu pe piață, înseamnă că, bun, consumatorul nu are toate posibilitățile de informare, nu are toate pârghile de intervenție, dar cu organele abilitate o face. De aceea zice, nu, sunt organizația neguvernamentală putare de protecția consumatorului, uitați în situația asta, solicită, cui? Reprezent la noi, la Consiliul Consultativ, la Prefectură, parlamentarilor, pentru că în fond cetățenii aleg și parlamentari. Nouă ne solicită în scris și noi suntem obligați, conform legii, să intervim pe așa ceva, fără niciun fel de discuție. Dar atâta vreme când nu se face niciun fel de intervenție, este evident că nu se poate lucra numai în limita legilor existente. Rămâne de văzut. Rămâne de, cu speranță, dacă, trăim cu speranță. Sperăm. Da. Pentru că mai avem puțin timp la dispoziție, aș vrea să discutăm puțin și despre promoții. Știu că am mai discutat și în cadrul unei conferințe de presă, dar eu cred că este important, mai ales că acum este vară, apar la toate magazinele de la mall, promoții, promoții, promoții. Ce trebuie să știm despre aceste promoții și cum ar trebui să ne ferim exact de problemele și micile capcane pe care, până la urmă, patronii le aruncă pe piață tocmai ca să câștige și un ban. Bun, promoțiile în general au fost o modă tot de mari magazine. Promoția este definită de lege în mod expres, este o reducere de preț, da? Pe o perioadă care trebuie să fie anunțată, da? În limita stocului disponibil sau pe toată perioada anunțată, prețul trebuie să fie mai mic decât ultimele 30 de zile și asta este verificabil din acest punct de vedere. Noi mergem și verificăm că ultimele 30 de zile a avut prețul mai mare decât în această perioadă. Este obligatoriu ca și înainte de promoție și după promoție produsul să fie curent la vânzare. Deci nu este orice fel de reducere. Este un fel de revigorare a părții comerciale, a mișcării produsului respectiv, o mișcare mai mare la produs pentru o perioadă de ca să atragă lumea. Evident că apar multe probleme pe piață, uneori nu se anunță perioada, nici că este în limita stocului disponibil. Evident că un consumator nu poate verifica ceea ce spuneam cu 30 de zile, dar în general, dacă veți vedea, cea mai mare parte se duc cam în același loc, devin clienți în locul și își pot da pentru o perioadă. Evident că noi intervenim de fiecare dată. Dacă mă întrebați că nefuncționar public, că nu sunt funcționar public, promoția, din punctul meu de vedere, trebuia să se refere efectiv la un produs care este promovat. Dacă legea europeană și legea românească permite așa ceva, trebuie să fim atenți, pentru că trebuie să vă spun încă o dată foarte clar, am avut situații în care am vorbit cu cineva care avea prețurile mai bune, chiar decât acele promoții existente prin marile magazine și nimeni nu cumpăra pentru că nu scria promoții. Nu am făcut niciun fel de schimbare și am făcut-o intenționat acest lucru. Și a venit și mi-a spus, am făcut intenționat ca să vedeți și dumneavoastră, păi nu pot, că lucrez în limita legii. Corect. Da? Și acolo nu pot să intervin eu între relațiile dintre doi operatori economici. Și s-a vândut în următoarea oră tot ceea ce avea, pentru că scria promoție. Deci atenție mare la aceste capcane în general, când ne ducem undeva într-un magazin, nu trebuie să ne încânte. De asemenea, există... Deși ne atrag atenția de la mare distanță, categoric, prin semnalizare... Și mai sunt o mulțime de expresii care nu permit să încadrezi într-o lege undeva, deși sunt evident cu scopul de a atrage. E un super preț, e un preț șoc, e un preț dinamită, Mi-am întrebat ce înseamnă super preț. Nimeni nu poate să-mi explice. Nu poate să definească. Dar, trecând, sigur că da, un preț excepțional. Bun, totdeauna trebuie să existe o comparație. Există o lege 363 care să practici incorrecte, e destul de ambiguă și aceasta, da, sunt și aici trebuie să fie foarte atent oamenii la propunere, luați această sticlă care are 30%, nu știu, bere sau suc sau ceva în plus. Automat trebuie să existe martorul. Deci aici sunt practice, se pot verifica. Fără niciun fel trebuie de discuție, da. La raft și luați două, sigur, un preț jumate. Dacă nu există la liber, este evident că nu este o capcană.
Sau poate este corectă, dar este obligat să informeze, să existe martorul care să-ți permită posibilitatea. De asemenea, că vorbim de reduceri și așa mai departe, nu putem intervine fiecare dată. Nu avem tematici, nu avem nici oamenii suficienți. Orice fel de reducere trebuie să apară la raft. Să fim foarte clar. Dar dacă e vorba de o reducere preț nou, dacă e vorba de o promoție, v-am spus, verificăm noi și știu și oamenii dinainte, dar apar de multe ori situația, știți, reducerea este la casă. Da. Este ilegal. Deci este ilegal acest lucru. Este ilegal. Deci prețurile... Orice reducere trebuie semnalizată acolo unde este produsul și nu la casa. Și mai este o regulă esențială în comerț în care spune că prețul este cel final pe care îl ia consumatorul, da, care îl plătește consumatorul, inclus în toate taxele, impozitele, reducerile, tot ceea ce este. Inclus în prețul ăla. Păi nu mă interesa ce are. Știu cât costă în final. Exact. Nu trebuie să fac eu calculul, nume, cam cât ar costa dacă mă duc cu jumate de... Da? Deci, în general, la această chestiune, la marile magazine există scanere pentru a putea verifica prețul, că, în mod normal, el spune că are 4 lei, dau un exemplu, și că o să plătească numai 2 lei la casă, dar poate verifica pe scanner, nu? Cheamă pe cineva, te rog frumos să-mi demonstrezi și mie, te rog frumos să schimbi, au tot dreptul legal să solicite așa ceva oamenii, mi se pare foarte firesc, pentru că ei sunt stăpânii acolo pe acel magazin, ei au dreptul să ceară așa ceva, nu ne anunță pe noi și ne ducem fără niciun fel de problemă. Formă de reclamație, domnule, am cumpărat de la data, spune că și nu este, ne ducem. Nu putem supraveghea cu numărul cu oameni care avem, evident, toată piața existentă în Brăila, știți foarte bine că sunt aproape 17 hipermarketuri, supermarketuri, supermagazine, cum vreți să le spuneți, și este greu să fii în fiecare zi, în fiecare dintre ele, cu personalul pe care avem și cu tematicile pe care le avem, pentru că avem tematici, trebuie și să știu. Și au sute de produse la care prin rotație sunt fac tot zeci felul de mii de produse. Exact. Deci în marile magazine sunt zeci de mii de sortimente de produse diferite și este foarte greu. De aceea v-am spus, cine e important? Consumatorul este ultimul, este cel mai important. Fără el nu se poate nimic. Și este singurul una... care are dreptul și până la urmă și absolut obligația morală și care să spună mai departe dacă ceva îi se pare neregulă. Sigur că da, este o regulă de management simplă. Un client nemulțumit îți atrage 10 nemulțumiți, unul mulțumit îți atrage 3 mulțumiți. Correct. Deci... De ei depinde, ei pot face selecția și la celebra înșelăciune la cântar, care nu ține de noi și lumea trebuie să știe. De aceea este cântar de control. Și trebuie să știți că noi, Protecția Consumatorului, facem controle tematice din când în când pe încadrarea în cantitatea netă declarată. Conform legii trebuie să aibă kilogramul de produs, litru, plus minus 15 grame, mililitri, da? Și orice se face peste sau dar sub. Nu, peste nu e niciun fel de problemă, poate să bătea și un kilogram în plus, pe noi nu ne deranjează, problema este să nu sunt fie în minus, sub. Da? Și atunci când este în minus, există o procedură, nu dacă am găsit un produs care are minus, la un număr de trebuie să existe abatere, la un număr de trebuie să existe și noi facem, avem o procedură suficient de complicată, o singură dată am găsit un anume operator economic, nu putem să spunem numele evident, în care am găsit și a demonstrat atunci când a fost controlat de organele abilitate, că aici înșelăciune la cântar, că a fost o perioadă în care au avut o problemă cu cântarul și cu ambalarea, era notată, era, mă rog, prevăzut în documentele lor acolo, dar cantitatea totală corespundea cu realitatea. Cu realitatea. Nu era o problemă până da, la cantitatea totală scoasă pe piață, nu erau abateri în minus, era un plus chiar. Bun, fiecare are dreptul să-și verifice înainte, dar acest lucru nu poate să-l facă, spre exemplu, pe o piață liberă decât consumatorul. Dă-mi, te rog, și mie roșie, păi, dar ce alegi, da? Aici este o altă discuție păi cu nu, alegerea. Este. Am mai avut-o cu dumneavoastră da. Pe această temă, tocmai pentru că exact asta ne spuneați, dacă ne dorim exact acel produs, ei sunt obligați să ne-l ofere, sigur. Pentru că suntem consumatori. Dar cine selectează cel mai bine? Tot consumatorul. Spune, uite, exact. Măi, nu vrea să-mi facă asta. Nu ia ăla, nu ia ăla, vrând nevrând. Comerciantul trebuie să vină la cine? Clientul nostru, stăpânul nostru, consumatorul. Dacă nu, vorba asta veche nu este întâmplătoare, este adevărată. Deci ei pot să stabilească consumatorii pe piață, în limita bunului simț, există și obligații să nu discutăm, dar am avut situații în care nu se prea potrivea ceea ce s-a întâmplat acolo cu ceea ce s-a reclamat. Sunt ei în situație, nu vreau să le dau pentru că astea nu au niciun fel de relevanță pentru consumatori. Important este să știe că de ei depinde tot. Ei aleg ceea ce vor, ei dau banul din buzunar, nu-l dă nimeni altcineva și dacă nu se dă ce trebuie, nu iau și dacă nu iau, spun și la altul și apropo de societate, spune, măi, de acum ia să nu mai luăm de la asta, că uite ce face cu noi. S-a terminat cooperatorul economic. Corect. Vă mulțumesc mult de tot pentru prezență. Mulțumesc. O să ne mai întâlnim și cu altă ocazie pentru că avem foarte multe mulțumesc de discutat anticipat.
pe tema protecției consumatorilor și a tuturor serviciilor și produselor existente pe piață. Exact. Bancar, sunt foarte sunt multe, foarte multe exact, probleme cu care consumatorii s-au întâlnit, dar și dumneavoastră de altfel. Discuție, da. Pentru că vin și vi le spun. Vă mulțumesc încă o dată. Și eu vă mulțumesc. Mulțumim, dragi telespectatori. Ne revedem la o nouă ediție a emisiunii Față în Față, joi viitoare.